Din nou în direct, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea Sănătate înainte de toate, iar în ultima parte a emisiunii îl am alături de mine pe domnul Ionuț Chipeșiu, psiholog și fitoterapeut. Bună ziua, domnule Ionuț Chipeșiu, bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit în această nouă casă foarte frumoasă. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Domnul Chipeșiu ne va vorbi astăzi, dragilor, despre tratamente și remedii din plante aduse tocmai din America și folosite în bolile sistemului osos. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți intra în legătură directă cu noi sau ne puteți trimite mesaje. Domnule Chipeșiu, pentru început, vreau să le spuneți celor de acasă de ce ați ales să aduceți aceste tratamente tocmai din America. Ce v-a motivat, ca să spun așa, ce au aceste produse din plante atât de special? Deci ceea ce m-a motivat, după cum am spus și în alte emisiuni, este faptul că în urmă cu 12 ani mama mea a avut o gonartroză gradul 4, deci în ultimul stadiu. Și bineînțeles, atunci când am văzut că are probleme foarte serioase și practic nu putea să meargă nici măcar la o stație de autobuz, deci nu mai putea face absolut nimic, o durea foarte rău genunchiul atât ziua cât și noaptea, nu putea să doarmă, am mers la medic, atât la Vâlcea cât și aici în București, și au zis că nu se mai poate face nimic și că trebuie pusă o proteză. Bineînțeles că noi am zis să amânăm această soluție de a se pune proteză, pentru că este o operație destul de grea și este destul de greu să îți revii după, să te acomodezi. Da, și aș fi vrut ca să facă orice să rămână întreagă, deci să nu ajungă la proteză, și atunci am început să încerc diferite produse care nu prea au dat rezultate. Tot din plante sau? De obicei naturiste, totul pe bază de plante. Și la un moment dat am mers la o conferință și am aflat despre aceste produse făcute de un institut american care făcea la vremea respectivă, avea 25 de ani de cercetări în domeniul medicinei naturiste. Am început să încerc aceste produse, i le-am dat mamei mele, am văzut că totul merge spre bine. Ea nu prea mai avea încredere pentru că încercase foarte multe produse și se săturase, dar eu am avut încredere pentru că medicii care ne-au spus despre aceste produse ne-au spus că după 2-3 săptămâni în cazurile cronice ori să apară niște dureri mai intense, asta înseamnă că produsul acționează, că substanțele active din aceste produse își fac efectul, și acest lucru s-a întâmplat deja după 2 săptămâni mamei mele. I-a apăruse niște dureri mai mari la nivelul genunchiului și a zis la un moment dat, eu nu mai vreau să le iau pentru că nu cred că îmi fac nimic, mă doare mai rău parcă ca înainte, am niște junghiuri la nivelul articulației la genunchi. Și atunci am spus că este foarte bine că așa, este normal să-și facă efectul în bolile cronice, într-o gonartroză cronică. I-am dat să ia un calmant ca să se liniștească și a luat, iar după cam o lună de zile deja a început să se calmeze, să fie totul spre bine, n-a mai avut nevoie să-și ia calmant și după 2 luni jumătate era ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, deci putea să meargă normal. Deci cei de acasă nu trebuie să se sperie dacă recurg la acest tratament din plante și observă, domnule Chipeșiu, că durerile se accentuează. Practic, acest lucru înseamnă că tratamentul își face efectul. Da, acest lucru înseamnă aceste dureri apar nu ceva insuportabil, dar se simt niște junghiuri și niște dureri la nivelul articulației bolnave, dacă este gonartroză la genunchi, dacă e coxartroză la șol, dacă este ceva, apare la nivelul coloanei.
dacă este probleme la nivelul coloanei. Deci este ceva normal în cazurile cronice. La pacienții care au fost într-un stadiu incipient cu o gonartroză gradul 1-2 sau o coxartroză incipientă, de obicei după o săptămână, două sau chiar trei a început să se calmeze durerea și totul să meargă spre bine. Deci n-am mai trecut prin aceste dureri. Dar cine este cronic și are acel cartilaj deja ros și poate a ajuns până la os, cum era și la mama, deci atunci este ceva normal să apară niște junghiuri, niște dureri, pentru că aceste produse naturale acționează la nivel celular, încep să refacă cartilajul, lichidul sinovial și osul, și în momentul când începe să se refacă, dacă este mai mult cartilaj distrus, este normal că el, acționând la nivel de celulă, începe să doară. Dar nu este ceva insuportabil. Cu un calmant mai slab se poate lua, eu știu, o pastilă în ziua respectivă când doare și nu e nicio problemă. Aceste dureri pot să țină 2-3 zile sau o săptămână, până la maxim 2 săptămâni, dacă este un caz mai grav. Pe piața farmaceutică din România, de cât timp sunt prezente aceste produse, subliniez, din plante? Deci pe piața farmaceutică din România, în exclusivitate pentru România, noi avem aceste produse de 12 ani. Bineînțeles că pe parcursul anilor au apărut anumite formule îmbunătățite și în momentul când institutul respectiv, cu care noi de obicei discutăm săptămânal prin e-mail, a făcut anumite îmbunătățiri și a mai pus câte o substanță care să ajute la refacerea cartilajului, osului, lichidului sinovial sau a vertebrelor, noi am adus formulele noi și de 2 ani pe piața românească este formula cea mai bună, care este îmbunătățită. Tot timpul noi păstrăm legătura cu institutul respectiv și aducem produsele cele mai bune pentru problemele de articulații și oase. Primiți semnale de la consumatorii produselor dumneavoastră? Vă sună lumea să vă mulțumească? Sau eu știu dacă au întrebări cu privire la aceste produse? Bineînțeles că noi discutăm cu fiecare pacient în parte. În momentul când luăm o comandă și îi trimitem de obicei prin poștă, pentru că pacienții nu pot să vină din țară la noi la Vâlcea, de obicei trimitem prin poștă produsele însoțite de prospect și rețetă în limba română, ca să știe exact ce are de făcut, și atunci când luăm comanda le spunem pacienților oricând apare ceva, eu știu, o mică durere sau o mică modificare la nivelul articulației, să ne sune. Și bineînțeles că păstrăm legătura până la final. De obicei pacienții noștri, când ia tratamentul acesta, în momentul când se simt foarte bine, eu știu, după 3 luni sau 6 luni de tratament, ne sună și ne spun, mai este nevoie să luăm tratamentul acesta în continuare? Și bineînțeles că dacă s-au obținut rezultate bune și nu mai sunt dureri, nu mai doare deloc articulația respectivă sau coloana, atunci noi îi trimitem din nou la medic să-și facă o radiografie, să vadă ce s-a întâmplat și dacă se constată că boala respectivă, gonartroza, coxartroza sau problemele de coloană au ajuns într-un stadiu de vindecare, atunci noi le spunem că nu mai este nevoie să ia, dacă vrea de întreținere, cam 3 luni pe an, ca să nu mai reapară boala. Ce compoziție au aceste produse? De ce sunt atât de speciale? Deci sunt două produse. Cei de la Institutul American au făcut diferite teste. Bineînțeles că la început s-au făcut pe șoareci, iar în urmă cu ceva ani s-a trecut, după ce au constatat că substanțele respective sunt foarte bune, pentru că ele sunt extrase din surse naturale, la teste pe minim 100 de oameni, 100 de pacienți, și sunt două produse. Un produs conține glucosamină biologică naturală extrasă din crustacee și din scoici, deci din surse naturale. Menționez că există glucosamină în farmacie care este făcută chiar și în combinat, deci se face și sintetic, la fel ca și aspirina sau alte substanțe. Deci
primul produs ar conține această glucosamină naturală destul de puternică și în ultimii ani s-a mai adăugat condroitină, care este de obicei extrasă din rechin, MSM, boswellia, MSM-ul iarăși este obținut din surse naturale, de obicei din plante, deci ăsta ar fi primul produs cu glucosamină, condroitină, MSM, boswellia, iar celălalt produs conține ulei de pește, acel ulei de pește care noi îl luam în perioada comunistă când eram mici, care are rolul de a întări oasele și bineînțeles că acel ulei de pește conține niște vitamine, vitamina D, vitamina E, și s-a constatat că dacă se ia această glucosamină, condroitină, MSM, boswellia, acest complex natural separat și nu se ia cu omega 3 cu acest ulei de pește, rezultatele nu sunt la fel de rapide ca și cum s-ar lua cele două produse împreună. Și din această cauză, institutul respectiv recomandă ca cine are gonartroză la genunchi, coxartroză la șold, artroză generalizată, orice tip de artroză, că există artroze inclusiv pe coloană, discopatie, hernie de disc, osteoporoză, poliartrită, spondilită anchilozantă, ei recomandă să se ia pentru toate aceste forme de probleme la articulații și oase, aceste produse împreună. Și noi așa le dăm, așa le primim din America, așa le dăm pacienților ca să fie rezultate bune. Până la urmă, cred că ingredientele ar fi cheia spre succesul acestor două produse, calitatea ingredientelor, mai exact. Da, bineînțeles că cel mai mult contează calitatea acestor ingrediente, faptul că această glucosamină împreună cu condroitina, MSM, boswellia și acel ulei de pește se absorb foarte repede, sunt acceptate de organism ca și cum ar fi o substanță proprie, ajung repede în sânge și deja după câteva ore încep să acționeze la nivelul articulației. Credeți că există o vârstă optimă pentru a ne proteja articulațiile? Să ne gândim să ne protejăm aceste articulații pentru a nu avea probleme mai târziu, mai exact odată cu înaintarea în vârstă? Dacă cineva face sport de performanță și apar dureri de obicei la nivelul articulației, atunci este bine să-și ia aceste suplimente preventiv. De obicei avem chiar și persoane foarte tinere la 25-30 de ani, iar dacă nu se face sport de performanță și nu sunt probleme, de obicei până la 40 de ani, să zicem, nu sunt probleme, atunci nu este neapărat nevoie să luăm aceste suplimente. Dar în momentul când a apărut mici dureri la nivelul articulației, la genunchi, șold sau coloană, atunci preventiv 3 luni pe an măcar ar trebui luate aceste suplimente pentru a amâna și a nu ajunge să avem gonartroză, coxartroză sau osteoporoză. Între greutate și sănătatea articulațiilor ar fi o legătură destul de strânsă? Bineînțeles că sunt mai multe cauze care influențează degradarea articulațiilor și printre aceste cauze și greutatea este o mare problemă, pentru că în momentul când depășim cu 10, 20 sau chiar 30 de kilograme greutatea peste, normal că organismul este construit de Dumnezeu să suporte o anumită greutate, iar dacă am depășit cu mult, să zicem peste 20 de kilograme, atunci începe să apese acea greutate pe aceste cartilaje și încep să se degradeze. Deci ar fi și aceasta o cauză. Dar bineînțeles că pe lângă această cauză există și cauzele genetice, ceea ce noi am moștenit de la părinți. Și dacă aici apar... e marea problemă, domnule Ionuț Chipeșiu, gena, fiindcă în majoritatea bolilor gena, aș spune cuvântul, în proporție de 99%. Așa este, dar vestea bună este că în artroză, gonartroză, osteoporoză, coxartroză, orice formă de artroză și în osteoporoză, chiar dacă suntem predispuși din cauza că părinții noștri sau bunicii au avut gonartroză și au suferit cu genunchii, cu șoldul sau, eu știu, au avut osteoporoză, aceste suplimente, dacă sunt luate preventiv,
cu siguranță ne vor ajuta ca să nu ajungem să suferim ce au suferit părinții sau bunicii noștri și putem ține sub control și cu siguranță nu mai ajungem să avem acele probleme grave, să punem proteză la genunchi sau la șold sau să avem osteoporoză și să avem probleme cu coloana, etc. În ce afecțiuni ale sistemului osos, mai exact, ne pot fi aceste produse, să spunem, un bun aliat? Să le enumerăm pe toate, domnule Chipeșiu. Deci, aceste produse sunt bune așa, pentru gonartroză la genunchi sau artroza genunchiului, coxartroză la șold, deci dacă aveți probleme de șold, artroză de umăr, de cot, artroză de coloană, deci orice tip de artroză, hernie de disc, discopatie, spondiloză, lombară, poliartrită, spondilită anchilozantă, osteoporoză. În osteoporoză acest tratament poate ajuta la vindecare pentru că acționează la nivel celular și reface la nivel de celulă osul și, bineînțeles, și cartilajele, vertebrele, deci tot ce ține de degradarea oaselor, de artroză, de osteoporoză și de reumatism cronic. În redoare matinală este indicat produsul? Este indicat pentru că aceste produse acționează atât la nivelul circulației, cât și antiinflamator și antireumatic. Și este bun chiar și în redoare matinală. Domnule Chipeșu, dar dacă ne-am protezat, să spunem, la un genunchi sau la un șold, fiindcă coxartroza și gonartroza sunt două dintre cele mai întâlnite afecțiuni ale sistemului osos, credeți că dacă luăm aceste produse pe care dumneavoastră le aduceți din America, avem toate șansele să ne refacem mai repede? Cu siguranță ne putem reface mai repede și foarte mulți pacienți ne sună care au deja o proteză la genunchi sau la șold dacă pot lua tratamentul nostru. Bineînțeles că pot lua tratamentul nostru pentru că tratamentul refăcând la nivel celular oasele și făcându-le mai sănătoase și mai tari, automat și proteza cealaltă o să stea mai bine și o să dureze mai mult. Deci nu se va mai dezintegra de pe oase. Și bineînțeles că dacă ați avut o gonartroză la genunchi și de obicei mai apare mici probleme și cu genunchiul celălalt sau eu știu apar la șold pentru că artroza lucrează de obicei și se duce și la alte articulații, inclusiv la coloană, atunci este bine să luați acest tratament 3 luni sau 6 luni dacă este sunt probleme mai serioase și veți scăpa de gonartroză, de coxartroză, de orice tip de artroză și chiar de osteoporoză. Deci este bine să se ia acest tratament chiar dacă există deja o proteză. Da, domnule Ionuț Chipeșiu, luăm o mică pauză de publicitate și revenim imediat. Publicitate! Din nou în direct, doamnelor și domnilor, alături de mine este domnul Ionuț Chipeșiu, psiholog și fitoterapeut. Vorbim despre bolile sistemului osos, dar și despre o serie de produse din plante ce ne pot ajuta cu brio în lupta cu aceste afecțiuni. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736 500 2479, număr prin intermediul căruia puteți intra în legătură directă cu noi sau ne puteți adresa mai multe întrebări cu privire la temele emisiunilor noastre. Domnule Ionuț Chipeșiu, am vorbit despre compoziția acestor produse, ne-a spus în ce afecțiuni ne sunt ele utile. Acum haideți să vorbim puțin și despre administrare. Cum administrăm aceste produse, cât durează tratamentul și dacă putem lua o doză de atac în cazul în care dureri sunt supărătoare. Da, noi de obicei le trimitem pacienților și o rețetă în care le recomandăm cum să ia acest tratament și acolo le spunem doza de întreținere, de exemplu ca și doza de întreținere se poate lua complexul acesta de glucosamină câte 2 capsule pe zi ca și doză de întreținere pentru pacienții care au mai luat acest tratament și uleiul de pește de obicei cam una se ia pe zi, dar dacă sunt probleme grave și cineva are dureri foarte mari la nivelul genunchiului, la nivelul
eu știu, coloanei sau la șold, dacă este coxartroză, atunci se poate lua 3 pastile, 3 capsule de glucosamină, complexul de glucosamină și una de ulei de pește. Deci de obicei trimitem și există pe rețetă doza de întreținere pentru cei care au mai luat și doza de atac pentru cei care nu au mai luat și au probleme destul de serioase. Aceste produse pot fi luate și pe parcursul întregii vieți? Să spunem că facem câteva pauze între cure? Se pot lua, dar noi recomandăm să se mai facă și pauză, chiar și cei care au poliartrită și spondilită anchilozantă, care sunt boli considerate nevindecabile. De obicei, sunt persoane care iau și în continuu, dar cu mici pauze. Deci chiar dacă s-ar lua în continuu, nu fac rău aceste produse, deci nici nu se pune problema ca să facă rău. Dar noi nu recomandăm să se ia toată viața, chiar dacă se ia în cazurile grave, în poliartrită, spondilită, anchilozantă, în cazurile astea mai serioase, se ia, se mai face pauză, iar se mai revine, deci nu este nevoie zilnic. De ce este important să luăm tratamentul, domnule Ionuț Chipeșiu, până la final și să nu renunțăm la acesta în momentul în care deja ne simțim mai bine? Este bine să se ia, așa cum recomandă institutul respectiv care a inventat aceste produse, cam 3 luni. Sunt persoane, în special persoanele tinere, care au făcut sport de performanță, care ne sună după o lună de zile și ne spun că se simt foarte bine, că nu mai doare genunchiul sau că nu mai doare șoldul și ce să facă, să mai ia în continuare. Noi recomandăm chiar și la persoanele tinere și în orice caz, orică este incipient sau grav, să se ia minim 3 luni. Deci așa ar trebui făcut tratamentul, 3 luni, pentru ca să nu mai existe probleme, eu știu, mai mult timp. Despre contraindicații, ce ne puteți spune? Fiindcă mă gândesc că există și câteva contraindicații legate de aceste produse. Da, există câteva contraindicații. Prima contraindicație ar fi ca cei ce vor să ia tratamentul nostru să nu aibă diabet, deci diabet de niciun fel, nici tip 1, nici tip 2, pentru că unul din produse, acela care conține glucosamină, conține o glucoză, practic, glucosamina este o glucoză dulce și poate mări glicemia. Deci cei cu diabet, din păcate, nu putem să le dăm acest tratament. Bineînțeles că mai există o altă contraindicație, să nu se ia anticoagulante pentru subția sângele, pentru că uleiul de pește subțiază și el sângele, condroitina din celălalt produs subțiază și el sângele. Iar la cei care iau anticoagulante tari, care au stent sau valvă la inimă, nu pot să ia tratamentul nostru. Și cei care au până în 20 de ani n-au voie să ia tratamentul nostru, pentru că acest tratament acționează la nivel celular pe oase și nu este voie să se acționeze la cei care au până în 20 de ani. Deci după 20 de ani. Acestea ar fi contraindicațiile, deci să aibă peste 20 de ani, să nu aibă diabet, să nu ia anticoagulante și, bineînțeles, să nu aibă stent sau valvă la inimă, că atunci automat îi se dă anticoagulante foarte tari. Cei care iau un derivat de aspirină, că și aspirina este anticoagulant, este voie. Deci nu e nicio problemă, pentru că foarte multe persoane au probleme cu inima, iau, eu știu, câte ceva de tensiune și pe lângă produsele de tensiune li se dă și ceva derivat de aspirină, ca și substanță activă. Deci aici este voie și cei care iau tratament de inimă pentru tensiune și cei care iau derivați de aspirină pot să ia tratamentul nostru. Noi ne referim la anticoagulantele tari. Dacă o persoană nu are un diagnostic precis, dar are probleme cu încheieturile, poate lua acest produs sau neapărat trebuie să mergem la medic, domnule Chipeșiu, să ni se pună un diagnostic și abia după să putem lua aceste produse? Ideal ar fi ca să mergem la medic și să facem o radiografie ca să știm deja stadiul bolii la nivelul articulației sau stadiul osteoporozei, să facem o analiză DEXA, dar dacă din anumite cauze, eu știu, din cauza serviciului nu aveți timp să mergeți
la medic și ne sunați, atunci ne spuneți ce probleme aveți, ce vă doare. Dacă vă doare genunchiul, șoldul sau coloana, puteți să luați și fără un diagnostic medical acest tratament, dar bineînțeles că ar fi mai bine să se facă un diagnostic înainte, dar se poate și fără. De ce credeți că aceste suferințe osteoarticulare sunt atât de frecvente? În ziua de astăzi nu mai sunt întâlnite doar la persoanele în vârstă, ci și la persoanele tinere, așa cum ați spus. Eu zic că, în primul rând, aceste probleme au apărut deja la 25-30 de ani, în ultimii 20 de ani, datorită alimentației, pentru că alimentația s-a modificat, există foarte multe euri, tinerii acum beau foarte mult suc, sucurile sunt pline de chimicale și acele euri și acele chimicale încep să mănânce anumite celule, inclusiv celula osoasă. Și atunci apare osteoporoză la persoane tinere, apar degradări la nivelul articulației la genunchi, șold sau coloană sau, eu știu, umăr, în funcție de caz, în primul rând datorită alimentației. E cel mai important ceea ce mâncăm. Cineva ne spune, domnule Chipeșiu, că are hernie de disc și coxartroză și vă roagă să-i spuneți dacă aceste produse despre care vorbiți astăzi ar fi indicate în cazul acestei persoane. Aceste produse sunt indicate atât în hernie de disc, vă va ajuta, cât și în coxartroză. Deci sunt pentru ambele probleme bune. Altcineva ne spune că are gonartroză, gradul 3, cât trebuie făcut acest tratament pentru a ajunge, să spunem, aproape de vindecare. Dacă doriți tratamentul nostru, noi o să vă trimitem prin poștă pentru 3 luni, dar recomandarea noastră e ca după ce terminați acele 3 luni să mai luați încă 3, deci cam 6 luni se recomandă în gradul 3 de gonartroză, pentru că este destul de grav. Doamna Irina din București vă întreabă cât costă acest tratament, dar nu avem voie să dăm prețuri, dar totuși îi puteți spune dacă este un tratament scump sau un tratament accesibil omului de rând. Majoritatea pacienților noștri, cei care cumpără acest tratament, spun că este un tratament destul de ieftin, deci este accesibil, având în vedere că dacă cineva se duce să facă o infiltrație în genunchi, o să dea de 2-3 ori mai mult pe acea infiltrație, iar acea infiltrație va avea un termen limită, de obicei 6 luni, un an maxim, dispare durerea, după care revine. Iar acest tratament practic rezolvă cauza și nu mai este nevoie de infiltrație. Eu zic că este destul de ieftin. Domnul Liviu din Constanța vă întreabă dacă acest tratament este indicat în stenoză de cap femoral. Da, este indicat, a mai dat în sute de cazuri de stenoză de cap femoral, având în vedere că îmbunătățește circulația și reface osul la nivel de celulă, am avut rezultate chiar și în stenoză de cap femoral. Dacă nu am un diagnostic precis, pot lua tratamentul dumneavoastră? Se poate lua dacă nu aveți acele probleme cu diabetul, dacă nu există diabet, dacă ați împlinit cel, deci aveți peste 20 de ani și dacă nu luați anticoagulante. Mergem la o altă întrebare venită, bineînțeles, de la telespectatorii noștri fideli. Am poliartrită și umflături la articulații. Este bun tratamentul și dacă da, pe ce perioadă de timp ar trebui să-l iau? Deci tratamentul este destul de bun chiar și în poliartrită, după cum am mai spus, și în spondilită anchilozantă. Dacă aveți poliartrită și probleme în stadiu incipient, atunci faceți 3-6 luni. Dacă este mai grav, este o poliartrită avansată și de ani de zile, de 5 ani, 10 ani, eu știu, atunci recomandarea noastră este să faceți minim 9 luni, deci o perioadă mai lungă de timp, după care se mai poate face pauză și se mai reia din când în când. Dar aceste produse din plante, domnule Ionuț Chipeșiu, de care ne vorbiți, pot fi luate în paralel, să spunem, cu tratamentul dat de medicul clasic? Interacționează în vreun fel cu acesta?
Nu, în afară de problemele cu diabetul și cu anticoagulantele, nu interacționează cu alte medicamente, de se poate lua în paralel cu orice tratament, cu tratamentul de tensiune, cu tratamentul, eu știu, de poliartrită sau de alte probleme, că sunt persoane care merg numai pe tratamentul nostru pentru că, din diferite motive, nu pot lua tratamentul acela chimic pentru că au, eu știu, ceva la ficat sau rinichi, dar se poate merge și în paralel și atunci rezultatele sunt și mai rapide. Deci noi nu restricționăm în niciun fel, se poate merge în paralel cu orice tratament și pentru alte boli. Da, continuăm cu întrebările. Am un băiat de 16 ani care face sport de performanță. A fost diagnosticat cu gonartroză bilaterală. Poate recurge la acest tratament? Da, poate recurge dacă face sport de performanță, dar numai dacă a depășit 20 de ani. Are 16 ani, deci nu Dacă are voie. are 16 ani, trebuie să mai stea până împlinește 20 de ani, pentru că nu putem interveni în structura osoasă. Deci nu este voie cu aceste produse până în 20 de ani, în niciun chip. O altă întrebare, am coxartroză la ambele șolduri în stadiu grav, există șanse de vindecare sau măcar de ameliorare? Eu zic că există șanse de ameliorare și în timp s-ar putea să se ajungă și la vindecare, dar într-un timp îndelungat. Deci este de durată, dacă este într-un stadiu grav. Vă dăm pentru 3 luni, vedem cum vă simțiți și atunci continuăm, dacă este într-un stadiu grav la ambele șolduri, continuăm mai mult, 6-9 luni. Da, doamna Gina ne spune că are artroză, dar pe lângă această artroză are și tensiune și ia tratament dat de medic și bineînțeles și dânsa ca și ceilalți vă întreabă dacă se poate lua acest tratament. Dacă aveți tensiune, nu e nicio problemă. Tratamentul de tensiune luați în continuare pentru că acela nu se stopează niciodată și puteți lua și tratamentul nostru. Dacă nu luați anticoagulante tari, nu e nicio problemă. O altă întrebare, după cum vedeți, întrebările sunt destul de numeroase. Am genunchiul drept umflat, acest produs mă poate ajuta? Vă poate ajuta cu siguranță pentru că refăcând la nivel celular cartilajul, osul și lichidul sinovial, el acționează și ca dezinfectant și ca și un antibiotic la nivelul articulației și se poate desumfla. Bineînțeles că dacă este genunchiul umflat foarte rău, atunci se poate lua și tratament alopat și este chiar indicat împreună cu tratamentul nostru. Infiltrațiile la genunchi pot ajuta? Întrebare venită de la domnul Liviu din București. Infiltrațiile poate ajuta, dar de obicei pentru o perioadă scurtă de timp, să zicem că o să aibă efect 3-6 luni, maxim un an, cele mai bune infiltrații, dar problema revine. De obicei, infiltrațiile nu vindecă boala, doar stopează pentru ceva timp. Dar noi nu suntem împotrivă de se poate face și infiltrații și se poate lua și tratamentul nostru. Da. E bine că totuși pot ajuta aceste infiltrații Pot într-o ajuta. oarecare măsură. Să știți că am primit și mesaje de mulțumire de la telespectatori. Domnul Marian din Târgu Jiu vă mulțumește pentru acest tratament minune care l-a scăpat de coxartroză. Acum poate să meargă liniștit și a scăpat și de cârge. Și noi vă mulțumim că ne urmăriți și ne trimiteți mesaje în direct. Doamna Valeria din Botoșani a avut poliartrită, a luat medicamente foarte multe și a auzit de dumneavoastră și, bineînțeles, de produsele pe care le aduceți dumneavoastră din America. În urma acestui tratament a scăpat de dureri, articulațiile s-au desumflat, sunt mai mobile și, ce este important, că se simte extraordinar de bine. Ne bucurăm foarte mult și sperăm să fie rezultate la fel de bune în continuare. Domnul Mihai din București are spondiloză cervicală, hernie de disc și gonartroză. Ne spune că urmează acest tratament de 2 săptămâni și deja nu mai are durere. Într-adevăr, tratamentul în cazul dumnealui a funcționat foarte bine. Ne bucurăm foarte mult, sperăm ca să fie rezultate la fel de bune. Doamna Lucica din Bacău ne spune că a avut probleme cu coxartroza, a luat
acest tratament, deja se simte mai bine și ține să vă mulțumească pe această cale, domnule Ionuț Chipeșiu, o mulțime de mesaje și de întrebări de la telespectatorii noștri pentru dumneavoastră și fiindcă nu mai avem foarte mult timp din această emisiune, haideți să le spunem celor de acasă unde pot găsi aceste produse, bineînțeles, dacă au probleme cu bolile sistemului osos. Aceste produse se găsesc numai la noi, la Râmnicu Vâlcea, dar trimitem în toată țara prin poștă aceste produse împreună cu prospect și rețetă în limba română. Bineînțeles că se poate lua telefonul din calupul publicitar sau de la Erno. Ne sunați, vedem despre ce este vorba. Este bine să ne spuneți dacă suferiți de alte boli, ca să vedem dacă luați anticoagulante sau, eu știu, aveți diabet, etc., tot ce aveți, și noi atunci vă trimitem tratamentul prin poștă. Produsele nu fac rău atâta timp când nu aveți diabet și nu luați anticoagulante și cu siguranță o să fie rezultate la fel de bune. Le mulțumesc celor care ne-au trimis mesaje atât în emisiune cât și pe perioada verii pe site-ul meu. Vă stă la dispoziție și site-ul nostru în continuare pentru întrebări și încercăm să vă răspundem la întrebări și este bine să ne sunați începând de mâine pentru că acum plecăm spre Vâlcea și am telefoanele la mine. Programul este de la 8 dimineața până la 10 seara, deci toată ziua, de luni până sâmbătă inclusiv, și trimitem prin poștă, transportul e gratuit. Totul va fi în regulă. Da. Domnule Ionuț Chipeșiu, am ajuns la finalul acestei părți, dar și la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de mine și vă reaștept cu mare drag peste două săptămâni, tot într-o zi de luni. Și eu vă mulțumesc și cu mare drag o să vin în continuare. Dragilor, dumneavoastră, dacă doriți să revedeți această emisiune, o puteți face mâine de la 6:30 la 8. Eu sunt Lăcrămioara Pralea, vă doresc o seară și o săptămână de vis. Și nu uitați că sănătatea este cea mai prețioasă comoară, așa că aveți mare grijă de ea. Ne revedem și mâine, tot de la 16:30, tot aici la Etno TV. O seară frumoasă tuturor!